De mâine, peste 90% dintre școlarii mehedințeni se întorc în bănci. Această decizie a fost luată după ce rata de incidență la nivelul județului a ajuns la 0,66 la 1000 de locuitori. 103 unități de învățământ din Mehedinți sunt în scenariul verde. Începând de mâine, toți elevii vor putea merge fizic la școală în Drobeta, Turnu Severin, dar și în celelalte localități din județul Mehedinți, cu mici excepții. Rata de infectare a scăzut la 0,95 la 1000 de locuitori în municipiu. Astăzi, 17 mai, rata de infectare la nivelul municipiului Drobeta, Turnu Severin a scăzut la 0,95 la 1000 de locuitori, deci sub 1 la 1000. Și ca atare am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, unde vom adopta hotărârea de trecere a tuturor unităților școlare din Severin în scenariul verde. Asta înseamnă că de mâine toți elevii vor merge la școală. 103 unități de învățământ din județul Mehedinți intră de mâine în scenariul verde, 6 vor rămâne în scenariul galben, iar o altă unitate este în carantină. Veștile bune încep să vină. De mâine, în orașul nostru și, de fapt, în județul nostru, începe școala în format verde, adică în față-înfață. Avem 103 unități care vor fi, începând de mâine, în scenariul verde. Avem 6 unități încă în scenariul galben și avem o singură unitate care este în carantină. Avem niște copilași, unul este infectat cu COVID. Altfel, viața reintră în normal. Măsurile de protecție sanitară în interiorul unităților de învățământ se vor respecta în continuare la fel de riguros, iar masca de protecție rămâne obligatorie la școală și în exterior.